un om mi a spus altui om, nu te jur nu zic nimic, dar dacă ți-ar arăta Dumnezeu ce e mintea mea acum despre tine, ai fugi acasă. Iubiții mei, nu cer să fiu audiat, ci mă rog lui Dumnezeu ca voi să simțiți inima. Am așa bucurie când mă gândesc la ceea despre care vom învăța astăzi, de la care vom învăța astăzi. Și prin care vom fi transformați astăzi. Cu, cu siguranță, în mijlocul nostru, sunt oameni care vor pleca îmbogățiți sufletește din locul acesta. Să ne uităm țintă la tot ce a făcut Mântuitorul nostru. Este înțelept pentru noi să luăm timp în fiecare zi și să ne gândim în amănunt la tot ceea ce ne-a fost lăsat scris. Dar nu numai să ne gândim teoretic, ci să trăim, să fim acolo de față. Să fim parte din ce se întâmplă în locul acela. Și astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să mergem la una dintre cele mai cunoscute paginele Scripturii, dar din care cel mai important lucru este adesea trecut cu vederea. Se vorbește despre orbul Bartimeu de la marginea Erihonului, cum cerșea, cum a strigat, cum a fost vindecat, cum a urmat pe Isus. Dar toate aceste lucruri depind de unul singur. Și anume, cum îl privește Isus pe om, ce este omul în ochii lui, cum te privește el pe tine, cine ești tu în ochii lui. Toate lucrurile decurg de aici. Pentru că dacă el ar fi fost privit ca un simplu mobilier, din acesta, pe marginea drumului, ar fi trecut pe lângă el. Dar faptul că în ochii lui omul acesta avea preț, același preț care l-a avut Abraham sau Adam sau Isus însuși, faptul că avea acest preț în ochii lui Dumnezeu a făcut să se întâmple tot ce s-a întâmplat. Asta învățăm de la Mântuitorul. Și aș vrea să luăm întâi și întâi câteva Cuvinte cu privire la gândirea lui despre om, despre valoarea omului. Noi discutăm aceasta în contextul uh, ideii de biserică, de familie, de societate. Adesea omul este sacrificat pentru instituție. Se pierde din vedere că, de fapt, instituția a fost făcută pentru om, nu omul pentru instituție. Se pierde din vedere. La Isus nu era așa. Și de aceea mă bucur foarte mult să citim în Matei 12:12. 12. Aici cuvântul lui Dumnezeu arată clar gândirea lui Isus. Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie. De ce oamenii aceștia, dacă picau o oaie în sabat, în fântână, puneau scări, funi, munceau, drupeau pământul și o scoteau afară? Și dacă picau un om, îl lăsau să moară acolo. n voi, frate, e sabat. Și-a rupt piciorul mama copiilor, pe treaptă, era vineri seara, era apusul soarelui. Ne gândim dacă să o luăm de acolo de unde și-a rupt piciorul sau să facem întâi deschiderea sabatului. După ce am luat-o de acolo, ne gândim dacă este cazul să o ducem azi la spital sau să o ținem în casă până mâine, că mâine o să fie ziua și o ducem mâine la spital. Suntem într-o situație ca aceasta. Și Isus spune așa, uite de ce faceți lucrul acesta, pentru că în ochii voștri omul nu are prețul pe care îl are în ochii lui Dumnezeu. În ochii voștri o oaie este prea scumpă. Este un preț scump. Este o valoare. Un om este nimic. E nimeni. E uitat complet. Cu cât mai de preț este un om decât o oaie, de aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Bine, știm ce ne spui tu, tu ești cu treburile tale, cu, tu nu ții sabatul cum trebuie. uite cum se ține sabatul, te învățăm noi. Petru îl învăța, spre exemplu, Petru îl învăța dietă pe Dumnezeu. I s-a arătat, i-a arătat în vedenie și el îi preda lecții de dietă lui Dumnezeu. Chiar am auzit pe cineva care a spus că s-a întâmplat că Iisus nu a avut anumite cărți pe care le avem noi. Și din motivul ăsta. Iubiții mei, învățăm de la el astăzi. Acesta e marele original, acesta este așa fără la început. Dacă vom lua lucrurile de la izvor, vom bea apă curată. Dacă bem după Dunăre, după ce a mers mult prin orașe, nu o să mai fie la fel. Cu atât mai de preț este. De aici derivă totul. Și în Marcul la capitolul 10, versetul 46, Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce în această această pagină a istoriei Dumnezești. Vă rog să fiți prezenți, nu aici, ci acolo, cu El, să fim cu toții, ca și cum am vedea cu ochii acolo ce face Mântuitorul nostru. Și e lume multă ca întotdeauna și unii strigă una și alții strigă alta și pe marginea drumului, pe unde se știe că trece lume pe bulevard, acolo mai e o șansă să mai căpătăm ceva, acolo este așezat, adus de alții orbu Bartimeu, nu știu dacă îi lua o taxă pentru treaba aceasta. Sunt situații în care se ia taxă cerșătorului de la semafor, și el strigă tare pentru Isus. S-ar putea să trebuiască să plătească de seară taxa pe o zi, și dacă n-a luat nimic, n cu ce plăti nici taxa. Numai când discutăm să mănâncem, strigă tare: Isuse fiul lui David, ai milă de mine! Ți-a auzit din toată lumea glasul acesta. Acum era multă lume acolo, dar era un singur om care a exprimat acest adevăr etern. Isus era fiul lui David. Despre care a spus cuvântul profetic. N-a spus nimeni așa ceva. Toți au zis, uh, uh, au acordat mântuitorului fel și fel de, de atribute, dar niciunul dintre ei nu i-au spus: Tu ești fiul lui David. Niciunul dintre ei. O a spune așa ceva înseamnă enorm. Înseamnă a nega un sistem întreg care spunea nu este fiul lui David și dacă mai spune cineva că e fiul lui David o să le excludem din adunare dacă mai spune cineva, dacă mărturisește cineva pe Isus. Ca să te ridici să spui vorba asta, nu e vorba simplă. Înseamnă să lovești la rădăcina unui sistem care este cu totul împotriva acestui lucruri. Să dărâm afacerile, vorba lui Dimitrie, de aici vine argintul nostru de la Zeița Diana, dacă astea cade, dacă Isus e fiul lui David, înseamnă că noi am, am terminat, am pierdut tot. Și de aceea ei luptau teribil, a crezut în el vreunul din mai mari voștri? Păi nu, dar noi, mai marile nostru e în ceruri, e Dumnezeu, mai marii noștri nu sunt în vreun birou undeva. Degeaba, uitați-vă că scrie răpeția, că nimeni din, de acolo, din Nazare, n nimeni din Galileea, mai scrie că se urcă pe marginea templului și, cade, și de acolo își dă drumul, scrie atâtea lucruri care sunt acolo. Cu acestea au luptat ei ca să orbească ochii oamenilor. Și oamenii au orbit cu bună știință, pentru că omul ăsta era orb în adevăr, dar a refuzat să fie orbit, a refuzat lucrul acesta și el a răspuns descoperirii Duhului Sfânt care a venit în inima lui și prin care i-a spus, acesta este fiul lui Dumnezeu în care el își găsește toată plăcerea. De aceea a strigat el Isuse fiul lui David. Singurul om care a strigat din toată lumea cu acea ocazie. Cu alte ocazii a mai fost, dar cu acea ocazie doar numele lui se raportează. 48. mulți îl certau să tacă. Nu aveau niciun interes ca să se audă undeva lucrul acesta, că Isus este fiul lui David. Nu, niciun interes. Tăceți din gură, taci din gură și îl certau să tacă. Dar el și mai tare striga. Ceea ce ne învață pe noi, Că în momentul în care avem o descoperire a cuvântului lui Dumnezeu, confirmată de Dumnezeu în viața și ființa noastră, nu este cazul să fim amuțiți de cei care caută să amuțească. Nu! Wow. El striga și mai tare, fiul lui David, insistă, acesta era cuvântul care nu mergea, nu plăcea deloc la ureche. Dacă ar fi zis oricum, da, să strige mulțime, să saudă audă lumea, să se întrebe lumea, păi chiar așa e, nu cumva o fi? trezește mintea atâtor oameni, nu este cazul. Cât putem să acoperim așa ceva? El și mai tare striga, fiul lui David, ai milă de mine. Nu cred că mulți oameni s-au gândit că Isus se va opri din așa o lucrare minunată, cum făcea el, mântuirea lumii, se va opri el să stea de vorbă cu un, un cetățean infirm. Cei mai mulți gândesc, mă, taci-mă din gură, mă. Plus, era o problemă mult mai gravă, a fi orb, a fi bolnav, a suferi într-un fel sau altul, este dovada că ai făcut niște păcate. Ori tu ai făcut, ori părinții tăi cumva și te-au ajuns pe tine acum și de aceea taci din gură, nu mai striga, noi nu, nu suntem de acord să fie vindecat, să rămână blestemul pe el pentru că așa este, blestemul e de la el sau de la părinții lui. Dar Mântuitorul a spus, nu, nu e vorba de niciun blestem, este vorba de a slăvi sau nu pe Dumnezeu. Ca să mai discutăm de distanța între ce gândim noi despre căile lui Dumnezeu și cum sunt căile lui Dumnezeu, Biblia spune cât sunt de sus cerurile față de pământ, asta e gândirea voastră față de Dumnezeu. Iisus s-a oprit. Când s-a oprit Iisus, s-a produs ceva mult mai important decât atunci când s-a oprit soarele lui Iosua. Când s-a oprit soarele lui Iosua, s-a oprit o jucărie. Dar când s-a oprit Isus, s-a oprit creatorul soarelui. Iubiții mei, este un moment în care ar fi cazul să ne ținem respirația și să înțelegem un lucru, că Domnul Dumnezeu se oprește în dreptul fiecăruia dintre noi. Nu există așa ceva. Lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. El se oprește în dreptul rugăciunii și strigătului tău în dreptul mărturisirii tale. El se oprește, el nu e ocupat, nu are o... o, el e în lucrare. A căzut un om în fântână, păi da, dar e saba, frate, nu Să lăsați la acolo, Bă, dacă mai scapă bine, dacă nu, tot așa. Iubiții mei, el este acela care a spus, nu, aceste lucruri au fost făcute pentru om. Când în cuvintele lui pe care le-a ținut în propria lui adunare, unde a fost acolo și era să fie omorât pentru predica aceea, în care a citat textul din Isaia, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia și orbilor căpătarea vederii. Aceasta era profeția împlinită. De acum, textul din Isaia nu mai era ceva scris pe răboj, ci era ceva viu. Astăzi, în fața voastră, aceste cuvinte sunt vii, era el. Și ce se întâmplă în locul ăsta este împlinirea acestei profeții literal. Cei care știau Scriptura nu aveau cum să se înșele văzând ce se întâmplă acolo. Pentru noi toți este un mesaj atât de transparent și de clar în felul cum Mântuitorul nostru se raportează la fiecare om încât ar fi greu de presupus faptul că vreun om n-a înțeles de la cel mai mare învățător cum este cel mai mare învățător? Vin în coace, te cheamă, chemați-l. Au chemat pe orb și au zis, îndrăznește, scoală-te, că și te cheamă. Aici se petrec cele mai importante lucruri. Numărul 1, suntem în versetul 50, numărul 1. Orbul și-a aruncat haina. Primul lucru, în momentul în care te-a chemat Domnul Hristos, niciodată nu mai poți să fie același om. Uitați-vă la viața mea. Uite-te la viața ta. Poate că te-ai născut în religie, cum învățam acum, dar de la te naște într-o religie până la a umbla cu Fiul lui Dumnezeu, a umbla cu Isus, a umbla cu Domnul, este drum lung. În momentul în care și-a auzit numele chemat, omul acela a aruncat haina. După ce cunoști că un om a fost chemat de Dumnezeu și nu de oameni. După faptul acesta, că el și-a aruncă haina. Adică nu mai este cel care a fost ieri. S-a încheiat definitiv lucrul acesta. Adică nu are de gând să se mai întoarcă niciodată. Băi, frate, poate mai trebuie la noapte, la zi. Nu, da pe drumul ăsta nu mai mă întorc niciodată. Am fost chemat de Domnul o viață nouă. Cele mai bune fapte ale voastre sunt ca o haină murdară, spune profetul Isaia. Pe aceasta a aruncat-o orbul Bartimelu, ca să fie îmbrăcat cu haina mântuirii, ca pe un mire împodobit. Acest lucru s-a întâmplat acolo, în acel moment, și a aruncat haina. Este primul semn. Sunt mulți oameni care au mărturisit întoarcerea lor la Dumnezeu sau mărturisesc, dar care nu au aruncat haina de pe ei. Răutatea a rămas aceeași, invidia a rămas aceeași, ura a rămas aceeași, haina aceea este acolo. Omul acela a fost chemat, dar nu de Dumnezeu. Omul acela a răspuns, dar nu lui Dumnezeu. El a răspuns propriei lui dorinți și haina e pe el. După atâția ani de zile e aceeași haină. Omul acesta când a auzit chemarea, a simțit o putere în această chemare, pentru că este, este putere creatoare în cuvântul lui. A simțit o așa putere încât, în clipa următoare, a aruncat viața lui trecută pur și simplu. Și acum, ca să, ca să ne dăm seama că a fost adevărat lucrul ăsta, versetul, tot versetul 50 spune că, după ce a aruncat haina, a sărit. A sărit în asta. Să vedem, mai gândesc, mai, ne mai consultăm, dar mai vorbim. Nu, a slărit omul acesta. Grabnic la ascultare, dacă este cineva care nu trebuie amânat până mâine, acesta e Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu. Este viu și lucrător, lucrează, are putere în el. Omul ăsta a sărit și nu a zis: E cineva aici, vă rog frumos, luați-mă, vreau să merg. Nu a spus deloc așa ceva. Nu a scos un baston alb din servietă, hai să merg cu bastonul până la Isus să badă, să, să ajungă. Nu, Biblia spune: Omul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Isus. Pe Pavel l-au dus de mâini în Damasc. Așa scrie Biblia, că era orb și l-au dus de mâini în Damasc. Pe el nu. În cuvântul care i-a fost spus, a fost puterea aceasta care l-a eliberat complet de viața lui cea veche și l-a împuternicit pentru adevărata viață. De aceea a sărit și de aceea a venit la Isus. Este în acest cuvânt. Niciodată să nu spună cineva, nu pot un lucru sau nu pot altul. Aceasta este o rușine în conversația cu Dumnezeu. Nu, acest nu pot este legat de noi. Dar în Hristos, așa cum ni s-a citat, în Hristos pot totul. Nu, nu în sine, nu în, nu în mine, nu despărțit de Hristos. Acolo nu pot nimic. Dar în Hristos. De aceea omul acesta a sărit. El a aruncat haina aceasta a păcătoșeniei, a neputinței, a victimizării. A mizeriei și întunericului în care trăia. A aruncat-o ca să o schimbe cu ceva nou. Biblia spune, în îndată omul acela, versetul 51, când a ajuns în fața lui Isus, el i-a zis, ce vrei să-ți fac? Am discutat noi la școala de sabbat astăzi cu privire la iertare, dacă iartă Dumnezeu pe toată lumea. Toată lumea este iertată de Dumnezeu, dar nu toată lumea primește iertarea de la Dumnezeu. Nu, sunt unii oameni destul de mândri, nu, nu eu nu duc lipsă de nimic, eu nu am nevoie de iertare. Când Bartimeu și-a auzit numele, a aruncat haina după el, dar la odicea nu are ce să arunce, pentru că ea are haine atât de albe, atât de bogate, de... nu, nu este caz. Dar dacă ar arunca ea, imaginația ei despre sine, dacă ar arunca ea iluzia aceasta, nu e simplu să faci lucrul ăsta. Un bolnav real, uite, oamenii care lucrează în domeniul medical pot confirma acest lucru, un bolnav real poate fi mai ușor vindecat decât un bolnav închipuit. Când discuți cu un bolnav închipuit, ferească-te Dumnezeu, orice medicament i-ai da pe lume, ori știți că era unul care credea că e mort. Și s-a dus la doctor că nu mai îl, nu putea convinge nimeni. Cum să-l conving, cum să-l conving pe ăsta? Și doctorul a luat un ăsta de diabet sau ceva, i-a ciupit degetul și a ieșit sânge. Mă, tu nu vezi că este sânge? Cum poți să spui că ești mort? Și mă a zis, oh, deci la morți le iese sânge dacă înțelegi." Adică el a rămas tot, nu s-a schimbat, nu s-a schimbat nimic. Iubiții mei, este foarte greu de schimbat concepția cuiva. O boală închipuită este groaznică. Și mai groaznic de schimbat este o stare de bine închipuită. Vai, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și un copil, dacă s-ar fi uitat la lucrul acesta și ar fi auzit ce vorbește la odiceea, cu felul cum arată, copilul ăsta ar fi... Stai puțin, despre cine vorbiți? Că în niciun caz despre dumneavoastră nu aveți cum să vorbiți așa ceva. Dar, el, dar, ea spune cu convingere. Și ea este aceea care nu are nevoie de nimic. Absolut. Vreau să-ți dau aur curățit prin foc, vreau să-ți dau haine albe adevărate. N-am nevoie dacă nu duc lipsă de nimic. Și de aceea e deranjată pur și simplu de numele lui Isus. E ceva care îi sună străin la ureche, nu? O deranjează lucrul acesta. Asta îi deranja pe oamenii care erau acolo. Deci cum să-i zici fiul lui David? Dar nu se poate așa ceva. Păi că ne-ai zis cuvântul acesta înseamnă că ai zis totul. Și așa era. Isus a spus, ce vrei să-ți fac? Și el a spus, să încapăt vederea. Iubiții mei, ne-am așteptat ca Domnul să-i atingă cumva cornea sau retina sau ceva, să-i facă ochiul sănătos, nervul optic. Nu. No dincolo de aceasta cu mult. Când i-a spus în capăt vederea, el avea în vedere ochii lui. Dar când Isus i-a redat vederea, i-a redat vederea ființei, vederea dumnezească, vederea Duhului Sfânt, vederea de plină. Ați văzut că și în, și în, domeniul acesta Gehazi are un nivel de vedere, vede foarte bine, nu? Până în momentul în care se roagă pentru el, Elisei deschide ochii Doamne și... Păi, adică, mie să-mi deschide ochii pentru, pentru, cine vă rugați, frate, că eu, eu, văd foarte bine. Și în clipa următoare, el vede cu aceiași ochi, cu totul altceva. Ceea ce s-a întâmplat aici când Isus i-a deschis ochii și când i-a redat vederea acestui om, este o lucrare de plină a Duhului Sfânt. Să-ți dau alifie pentru ochi, să-ți ungi ochii și să vezi. Păi, dar văd foarte bine. Eu văd așa pe. Nu, e vorba de vindecarea pe care o aduce Dumnezeu. Iisus i-a răspuns: Du-te, credința ta te-a mântuit. Nu te-a mântuit Dumnezeu? Păi, te-a mântuit Dumnezeu, dar degeaba te-a mântuit Dumnezeu dacă tu refuzi să-l crezi. Tu refuzi să-l crezi. Iisus i-a spus omului acelui, tu zici dacă poți, înseamnă că tu nu crezi că poți, ci dacă poți, dacă se poate cumva. Totul este cu putință celui care crede, nu celui care pune pe Dumnezeu sub semnul întrebării, dacă poți. Vorba a domnului doctor care ne-a însoțit la frontieră, zice deci aici nici Dumnezeu nu, nu poate să facă nimic, a zis dumnealui. <laughs> și s-a dovedit că și lucruri mari încă. De să încapăt vederea, mergi. Credința ta a întâmpinat Harul lui Dumnezeu și așa se face că ți-ai căpătat vederea. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii, dar nu toți oamenii vor să primească mântuirea aceasta. Mântuitorul a venit să deschidă ochii orbilor, nu unor orbi, ai tuturor. Dar nu toată lumea voiește lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 4, îndată Orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Isus. În data. Așa asta, acesta e rezultatul întâlnirii cu Domnul Hristos. În data. apreciem și oamenii care au un proces, trec prin el multă vreme și în sfârșit, dar dacă am luat în serios cuvântul lui Dumnezeu și prezența lui, tot ceea ce ne cheamă El să fim și să facem se întâmplă în data ce l-am văzut. În data s-a petrecut lucrul acesta. Ne uităm la pilda vieții lui care se oprește, se oprește. În dreptul meu și în dreptul tău. Care e problema ta? Păi uite, asta e problema mea. În clipa în care el s-a oprit pentru noi, noi putem să știm că aceasta e o problemă rezolvată deja. Odată ce a auzit el, odată ce știe el lucrul acesta. Așa am spus într-o rugăciune, Domnului, într-o situație foarte grea a familiei noastre. I-am spus în rugăciune, nu-ți nu cer să faci nimic, dar spune uh, spunem tu încă o dată că știi. Atât vreau să ți Sau de la tine că tu știi. Știu că știi, dar mai spune-mi tu mie o dată lucrul acesta. Spunem că știi. Ai el a ajuns la cunoștința ta. Pentru el n-a fost, el era mântuitorul lumii. Cum să o va opri el să stea de vorbă cu un om? Are lucrare de făcut. Nu, lucrarea aceasta este lucrarea. În momentul în care un om, în mijlocul nostru, este trecut cu vederea, este marginalizat, este înjosit, este negrit. În momentul în care se întâmplă ceva, cu... noi nu facem lucrarea. Lucrarea noastră la care suntem chemați este aceasta. Oprește-te în dreptul acestui om oprește-te în dreptul lui și întreabă cum a întrebat Isus. Ce pot face pentru tine? Spune. -mi. Sunt bucuros dacă ține de mine. Asta înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. O, nu avem lucrare de făcut. Care este, în ce constă lucrarea aceasta? Exemplu pe care ni l-a arătat el. Într-un spital mare se vine în vizită și acum. Se vine în vizită. Unii vizitatori au costum și cravată și dau câte o portocală bolnavilor și le spun să pui mâna să fie botezat, că aici pe secția am bunzi și aici de aici nu mai scapă nimeni, și îi dau o portocală și îi spune să, să fie botezat. El fiind în durerile ultime și cele mai grele ale vieții, înainte să iasă sufletul bietul. o suferință ce nu există îi se dă o portocală, pune mâna și botează-te. Tot acolo vine altcineva îmbrăcat într-o haină neagră, de sus până jos, o robă. Și se așează în genunchi lângă patul acela și spală puroi, mizerii de neschimbate de o săptămână sau mai mult, Plânge câteodată. După ce termine toată curățenia aceasta, se roagă și pleacă. Altceva nu-i cere omului acestuia. Nici lui nu i-a cerut nimeni să facă așa ceva. El vine singur. Și nu, nu poate veni ziua, dar poate să vină noaptea. Și când va veni acolo, primul lucru va întreba cine este aici pe care nu-l vizitează nimeni. Și se spune, uite, asta, asta, ăștia n-au pe nimeni. Bun. Cine aici care nu are niciun ban? Pe ăsta n-a avut nici de un ceai, n-are -are de niciunele. Acestea sunt primele lui întrebări. Și persoana care mi-a spus această istorie mi-a zis, zice, am vorbit cu oamenii aceștia cu portocala și cu costum și cravată. Nu mai dați dumneavoastră portocale unui om care se luptă cu moartea. Dacă vrei să faci ceva, Păi ce face omul la noaptea? Omul la căruia ai dat-o portocală a fost neschimbat de două săptămâni. Nu ți închipui în ce situație este omul ăla. Și izolat, încuiat acolo, în țipete, nu-l aude nimeni. Omul acela căruia i-ai dat -o, o portocală. Iubiții mei, la aceasta ne-a chemat Dumnezeu pe noi. Cel din tâi lucru este ajutorul, vindecarea sufletului. Apoi Vom putea discuta și despre alte lucruri. Am fost într-o întâlnire de pastori și prezbiteri în care s-a discutat despre tineret. Și cineva a luat cuvântul, limba română a fost discuția, cineva a luat cuvântul și a vorbit ca un martir în dreptul tinerilor. Ca un martir a vorbit. Am ascultat, dar nu știu de ce n-am putut să plâng. Nu mi-a venit deloc. La, după ce s-a terminat, l-am întrebat. Per spunem, ce investiții a făcut biserica ta sau tu personal? Ce investiții ați făcut voi în dreptul tinerilor? Ce fel de lucru? Nu, nimic. Absolut nimic. Absolut nimic n-ați investit. Pe aceasta arată cât prețuiți voi. De-aia le-a spus lor, măi, un om e mai scump decât o oaie, nu înțelegi lucrul ăsta? Dai aia nu-l scoți din fântână sâmbătă, că e mai, în ochii tăi nu e mai scump decât o ai, dar la Dumnezeu este. Ați investit ceva? Nu, no, nu -am, am investit nimic, a spus dâns. Doi, zic, aș vrea să întreb, am văzut o catedrală mare, pustie și am vorbit cu, cu reprezentantul tineretului, avea 80 de ani, dumnealui. El era reprezentant. Ei au păstrat slujbele toate acestea, s-au mutat pe ele în trecerea timpului. Și l-am întrebat pe acesta care răspundea de tineret, care nu exista, dar el avea 80 de ani. Și el mi-a spus mie, zic, ce s-a întâmplat că aici a fost cândva plin de viață? Și mi-a spus, zice, uite, îl vezi pe omul ăsta, s-a așezat pe scaunul de prezbiter și când avea 32 de ani și acum are 92 de ani. Și e tot acolo. Și s-a golit biserica aceasta. Am înțeles, dar zic, omul ăsta nu s-a așezat fără tine. Zic, tu ai fost care ai făcut lucrul acesta. Într-adevăr, zic, unde sunt, ați dat tinerilor slujbe în biserică? Oh, nu, de ce? Pe cine ați ales pe Păi zic zice, tot pe mine m-au ales. E tot pe dumneavoastră? Da, păi, da, de ce? Zic, erau acolo tineri profesioniști, oameni cu familii, oameni cu, e, ca, cu, viitor, cu perspectivă. De ce? O, oh, ei n-au experiență. Zic, experiență în ce domeniu? În Agoliu, biserică? Aceasta se poate găsi la orice colț de stradă. De aceea Mântuitorul a spus: "Lucrul acesta a fost făcut pentru om, nu omul pentru el." Și se va cunoaște. Ce reprezintă el în ochii tăi? Ce valoare are el în ochii tăi? Ce valoare are o văduvă între noi? Un copil pe care îl crezi bunicii sau un străin care se oprește cu ocazie sau alta? În ochii noștri se va vedea lucrul acesta nu după ceea ce mărturisim noi la o întâlnire când lacrimogenă, vai ce vrem să facem noi pentru, pentru unul sau altul, ci se va, se va vedea din ceea ce un om va fi dispus să facă. Acolo se va arăta cu adevărat valoarea și prețul pe care această ființă îl are în ochii tăi. Aș dori să mergem la un exemplu tragic din perioada noastră, din vremea noastră. A fost un fotograf celebru. Omului acesta i-a fost acordat premiul Pulitzer. Kevin Carter s-a numit. Unii dintre voi cred că îl și știți, dar acum când vă spun, imediat o să și recunoașteți. Câți dintre voi ați văzut poza aceea cu fetița din Sudan, care se chinuia să ajungă la punctul de hrănire al Națiunilor Unite, era aproape acolo și un vultur era lângă ea. Să o mănânce. uite, ai văzut poza, da. Da, este, e poza aceea. Poza aceea e făcută de omul acesta, de Kevin Carter. Imediat ce a fost publicată fotografia, ea era, era legată de foametea din 93-94 din Sudan, imediat ce a fost publicată fotografia, a făcut valuri uriașe în lume. Unii au acordat omului acestuia premiu Pulitzer pentru imaginea foametei din Sudan, cum stătea vulturul să mănânce această fată care încă vie să tira către stația de de unde li se dădea ceva de mâncare. Unii au acordat premiul polițar, alții au scris imediat pe internet ce fel de om este omul acesta care a făcut poza asta. Zice, este un alt, zice, înțeleg, a scris cineva, zice, înțeleg că acolo au fost doi vulturi. Unul care vrea să mănânce pe fetița asta și unul cu aparat de fotografiat care vrea să prindă o poză tare. Și a prins-o și a dat-o în lume. Punea întrebarea ei, zice, bine, e foarte bine că a documentat și a arătat în lume și eu personal apreciez lucrul acesta, dar întrebarea e de ce n-a luat-o pe fetiță în brațe să o care, că nu era departe să ajungă cu ea până acolo să-i dea mâncare, numai poza că vrea să mănânce vulturul, ce ai făcut pentru treaba aceasta? Dacă, dacă este o situație așa dramatică, dacă și într-adevăr este, ce ai făcut pentru acest lucru când ai văzut treaba aceasta? N-am putut să fac nimic pentru că pierdeam, trebuia să prind un zbor, un flight, trebuia să prind un avion și n-am mai putut să fac nimic. Am luat poza și am fugit. La puțin timp, după această ploaie de comentarii de un fel sau altul, omul acesta s-a sinucis la câteva luni de zile. Nu. Uh, nu judec, nu, nu îndrăznesc să, să, să judec în locul lui Dumnezeu ce a fost în inima acestui om. Dar fapta în sine mă învață un lucru. Este important cadrul, este importantă instituția, dar dacă am pierdut din vedere omul, dacă am făcut din el o victimă sau un produs al instituției, dacă am făcut instituția mai mare decât omul, în clipa aceasta am trădat căile pe care Bunul Dumnezeu a mers. Aș vrea să închei cu cuvintele pe care le găsim aici în Marcu, în Evanghelia lui. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel. Iisus s-a oprit și a zis, chemați-l. Au chemat pe orb și au zis, îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă. Acest lucru nu este o cronică. Nu este ceva scris într-o carte. Este un apel pe care îl face bunul Dumnezeu la sufletul nostru în acest moment, prin care el ne învață să prețuim omul mai mult decât prețuim noi alte lucruri, indiferent ce este la mijloc. Cu cât mai depreț este un om decât o oaie sau orice altceva, fiindcă ele au fost făcute pentru om, nu omul pentru ele. Trei lucruri ne cheamă Dumnezeu să primim astăzi. Aruncă-ți haina cu care ai îmblat îmbrăcat până astăzi. Nu e nimic de reținut din ce a fost ieri în comparație cu ce vrea să-ți dăruiască Dumnezeu. Nu e nimic de reținut. Nici o mânecă, nici un petec. Din potrivă, un petec de la o haină la... Nu, nu e un lucru bun. Aruncă haina aceasta. Lucrul acesta se adresează nouă ca persoane, fiecare în parte. Aruncă haina asta a purtării tale de până astăzi, cum o numea Pavel în Galateni, purtarea mea de altă dată, știți cum a fost. Aruncă haina aceasta. Acest cuvânt se adresează unei familii care învățat să trăiască într-o anume atmosferă. A produs un anume fel de viață în copii, a transmis mai departe un, o moștenire într-un fel sau altul. Se adresează unei familii. Aruncă haina după tine. Ai trăit în felul ăsta până acum, dar aruncă haina. Nu e prea târziu și ai mare motiv. Dumnezeu are o altă haină cu adevărat pentru tine. El se adresează unei biserici. Dar cum? Pe sigur, orice biserică a purtat și poartă o haină. Dar în întâlnirea noastră cu Isus, suntem chemați să aruncăm haina aceasta. Păi asta este istoria de când sunt părinții noștri, au adormit, Uite, așa s-a întâmplat. Am înțeles lucrul ăsta ți-a cerut bunul Dumnezeu să-l lași în urma ta, aruncă-ți haina. Sari, nu lăsa pe poi mâine lucrul acesta. Tu știi în sufletul tău care este lucrul pe care îl ai cere chiar în clipa aceasta. A sărit și a venit la Isus, după care spune Biblia, s-a făcut sănătos și a urmat pe Isus mai departe. La aceasta să ne ajute El. Amin. Tată, numele Domnului Iisus, îți mulțumim de întâlnirea ta cu noi și de întâlnirea noastră cu tine. Îți mulțumim de deschiderea ochilor, de redarea vederii și îți mulțumim de harul pe care ni l-a curs, Doamne, în aceea că te-am putut urma în viața aceasta. Rămână harul tău peste fiecare dintre noi, peste casele noastre, peste biserica ta, peste lumea în care locuim și dincolo de orice, Doamne, peste numele Tău pentru care ne rugăm să fie înălțat mai presus de orice nume în veci. Amin.